Pericopa zilei. Întâlcuirea Sfântului Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei. Pe când umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei fratele lui, care aruncau mreaja în mare căci erau pescari. Aceștia au fost ucenici ai lui Ioan și încă trăind Ioan, au venit la Hristos. Iar după ce au văzut că Ioan a fost legat, a fost închis, s-au întors iarăși la vânarea de pește. Și așa Hristos, venind la ei, îi vânează zicând: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Vezi, oameni ascultători, îndată au mers după el, de unde se vede și că aceasta este a doua chemare. Pentru că fuseseră ei mai înainte învățați de Hristos, iar după aceea, lăsându-l, când l-au văzut din nou, îndată i-au urmat lui. Ioan, capitolul 1, versetele 35 până la 42. Și de acolo, mergând mai departe, au văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor. Foarte mare faptă bună este a-l hrăni la bătrânețe pe tatăl lor și din cinstite osteneli a se hrăni, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Fiind săraci și neputând să-și cumpere mreje noi, le crăpeau pe cele vechi. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Se arată de aici că Zebedeu n-a crezut și pentru aceasta l-au lăsat pe el. Vezi, dar, când se cuvine a lăsa pe tată, când te împiedică de la fapta bună și de la cinstea lui Dumnezeu, la cinstirea lui Dumnezeu. Iar aceștia, fiindcă au văzut pe cei mai dinainte că i-a urmat lui Hristos, cu cuvință s-au dus după dânsul, râvnind fapta acelora. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției. Notă. În ediția de la 1805, în loc de în sinagogile, se găsește în adunările. Sinagogă este clădire destinată celebrării cultului evreiesc, templu, havră, organizație religioasă evreiască, asemănătoare parohiilor creștine. Pentru a arăta că nu este potrivnic legii, Iisus intră în adunările, în sinagogile evreilor și tămăduind toată boala și toată neputința în popor, începe cu minunile, ca să îi încredințeze de cele ce îi învață. Boală este îndelungata rea pătimire, iar neputința este împotrivirea de puțină vreme a trupului. Notă. Aici împotrivire are sensul de netocmire, de nepotrivire, de nerânduială. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.